Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este Teodor Paleologu, fondator al casei Paleologu. Mulțumim foarte mult că ați revenit la Digi24 alături de mine, ca de fiecare dată, Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin! Bună ziua! Domnule Paleologu, o să vorbim astăzi despre carte. Sunteți și un om care scrie și public în continuare. Vorbim despre educație, vorbim și despre politică și ce se întâmplă la nivel mondial. Da, nu putem evita aceste subiecte, oricât am vrea. Nu putem. Haideți însă să începem plecând de la o carte pe care dumneavoastră ați publicat-o, cred că este ultima, se numește Cum pregătim un discurs, nu? Nu greșesc. Și v-aș întreba așa, domnule Paleologu, legat de discursurile politicienilor români. Când vă uitați la televizor, la dezbaterile parlamentare sau la conferințele de presă de la guvern, din ministere, cum vi se par discursurile politicienilor noștri de azi? Da, acum, eu v-am adus două cărți, una pentru fiecare, că și aia altă e de actualitate, că e despre leadership, dacă am publicat două cărți anul trecut. Asta e rezultatul numeroaselor cursuri pe care le-am ținut în domeniu. Iar la întrebarea dumneavoastră, răspunsul e că stăm prost, dar nu doar în politică, în general stăm prost în profesiile în care cuvântul este esențial. Că sunt atâția profesori care vorbesc plicticos, preoți care predică anapoda. Deci e un fenomen general. Și asta vine pur și simplu din școală, sau mai exact din absența retoricii din școală. De-al minter trebuie spus că în antichitate învățământul grecesc era cumva structurat în jurul retoricii. Retorica este, să zic așa, consubstanțială cu democrația. Retorica apare în secolul V, înainte de Hristos, și acompaniază democrația. Fără retorică, ciuciu democrație, pentru că retorica e o formă de putere fără violență. Este puterea persuasiunii, iar puterea poporului, democrația, se exercită prin persuasiune. Și atunci orice scădere a retoricii indică o scădere a democrației. De-al minter, discursurile atât de proaste din politica românească indică un deficit democratic, pentru că ori avem discursuri plicticoase, în genul celor ale președintelui Iohannis, pe care e greu să-l urmărești fără să caști, apoi ceilalți îl imită, sunt puțini care vorbesc cât de cât acceptabil, iar apoi avem răcnetul. Răcnetul, insulta, care nu este o alternativă la plictiseală. Dumneavoastră aveți puterea asta de a vorbi colorat în contexte oficiale, fără retorică, ciuciu democrație, și mi-am amintit că v-am mai ascultat vorbind. Când ați descoperit dumneavoastră puterea asta a cuvântului în discursurile publice? Domnule Negruțiu, am crescut în casa unuia dintre cei mai importanți scritori din a doua jumătate a secolului 20. Este un clasic. Tatăl meu e totuși un clasic al literaturii române și prin el am cunoscut alți clasici ai literaturii române. Oameni precum Steinhardt sau Pleșu sau Noica. Bun, și pe Nichita Stănescu îl țin vag minte de când eram mic. Deci am cunoscut o sumedenie de oameni și tatăl meu avea o plăcere extraordinară să folosească bogățiile astea extraordinare ale limbii române. De-al minte, apropo de ce spuneți dumneavoastră, mi se întâmplă uneori când folosesc un cuvânt de genul ăsta, să-mi scrie cineva pe Facebook, de pildă: vai, domnul Paleologu, de la un om cult ca dumneavoastră, nu m-aș aștepta să folosiți asemenea cuvinte, gen mișto, nasol. Dar e complet greșit, pentru că în orice limbă avem mai multe registre de limbaj. De altfel, vorbesc despre asta în carte. Pentru a fi persuasiv, trebuie să folosești toate registrele de limbă. Bun, să nu
abuzezi, dar ai nivelul elevat, apoi nivelul obișnuit, familiar și argotic. Argoul e foarte bogat. Și gândiți-vă că limba română e extraordinar de interesantă, pentru că avem mai multe cuvinte pentru același lucru. În franceză există amour, în engleză love. În românește avem trei cuvinte diferite, dragoste, iubire, amor. Există o nuanță la fiecare dintre aceste cuvinte. Avem prieten și amic, avem paradis și rai și așa mai departe, pentru că e o limbă făcută din straturi suprapuse. Și asta face o mare bogăție, fără a mai vorbi de regionalisme. Îmi plac foarte mult anumite regionalisme. Mama mea era din Iași și folosesc anumite regionalisme, cum e oleacă de pildă. Ați remarcat că scriu la un moment dat Halandala, pentru că mama spunea Halandala și îmi pare că sună mai amuzant decât Alandala. Da, mă rog, e o chestie discutabilă, evident. Povestiți-mi cum erau după amiază în sufrageria familiei Paleologu când se adunau atâția oameni deștepți în jurul... Stați că nu se adunau tot timpul deodată. Și aveau fiecare felul lui de a-l vizita pe tata. Steinhardt venea și pleca, era argint viu. De altfel, erau amândoi foarte matinali. Și mi-aduc aminte cum îl suna tata pe la 6 dimineața pe Steinhardt și spunea: părinte binecuvântează, domnul. Și după aia: băi, Nicule, ce ai făcut cu tare, nu știu ce ai, uite, ai scris articolul ăla. Și începeau discuțiile lor prietenești. Sergio al George l-am cunoscut mai puțin, deși era nașul meu, că a murit când eram mic. Pe el îl vedeam mult mai lung, da? când veneam în vizită sau când mergeam noi în vizită la el, se întindea discuția la nesfârșit, vă dați seama. Deci, da, unii veneau și la masă la noi și mi-aduc aminte cu mare plăcere, dar mai cu seamă erau discuțiile dintre mine și tata, foarte, mă rog, direct, așa că era cineva care mă încuraja să-i spun ce gândesc și îi plăcea că îl înțepam, că nu lăsam să adoarmă. Spuneți-mă așa, v-ați gândit vreodată unde ați fi fost astăzi dacă v-ar fi chemat nu Paleologul, ci Popescu? Și dacă v-ați fi născut nu în Buricul Târgului, ci undeva în Berceni, nu, să știți că eu am crescut comunist. Nu, eu n-am crescut în Buricul Târgului. În altă carte pe care nu v-am adus-o, anume în Povestea Casei Paleologu, vorbesc de copilăria mea la bloc în drumul Taberii și eu i-am convins pe părinți, dând dovadă de elocvență, i-am convins să ne mutăm în Armenească. Deci cumva este o moștenire, dar o moștenire pe care am meritat-o, pentru care am dus muncă de lămurire și i-am convins pe părinții mei să ne mutăm în Armenească. Acum, sigur că întrebarea dumneavoastră e legitimă. Numele Paleologu are, evident, mari avantaje. În primul rând, pentru semnificația lui. Da? Pentru că e un nume care are o semnificație, un program de viață. În numele meu de are familie logos, e nu? Conținut un program de viață, Paleologul, cel care vorbește despre lucruri vechi, cel care cunoaște antichitatea. Asta fac, asta sunt în ultimă instanță. Deci numele de familie mă definește perfect, așa cum într-un sens pe Steinhardt îl definea perfect numele de familie, pentru că Steinhardt înseamnă tare ca piatra. Și Steinhardt era tare ca piatra, era un adevărat stoic, aș îndrăzni să spun. Pe de altă parte, sunt atâția oameni extraordinari care au nume obișnuite și au făcut cariere intelectuale remarcabile, mult mai grozave decât ce am făcut eu. Adică, da, numele a reprezentat pentru mine o moștenire pe care am vrut să o duc mai departe, și asta fac prin Casa Paleologu, dar sunt alții care duc alte moșteniri sau creează, mă rog, moșteniri pe care să le transmită urmașilor.
Acum nu știu dacă aș fi ajuns la fel de departe, dacă, sigur că ar fi absurd să spun că nu a contat foarte mult familia și mai cu seamă oamenii pe care i-am cunoscut și am avut sentimentul întotdeauna unei datorii, da, de un fel de obligație morală, unul dintre eroii mei preferați fiind Eneas, da, care părăsind Troia își ia tatăl în spinare, fiul de mână și poartă totodată cu sine zeii cetății. Da? Este o imagine a pietății și a transmiterii unei moșteniri. Și pentru mine este icoana prin excelență a ceea ce încerc eu să fac. Ce mai înseamnă însă, domnule paleolog, în societatea contemporană să fii intelectual? Depinde în ce societate, că în societatea românească nu prea suntem bine plasați. Nu există o anumită ură față de oamenii cu carte. Bun, nu vreau să generalizez, dar există așa ceva. În alte societăți, intelectualii sunt fenomene mai banale. În Franța, de pildă, acolo nu ești ca în perete. Da? Însă, în România există, din păcate, o anumită ostilitate. O văd, o simt. Da, mă rog, sunt tăbăcit. Nu mă impresionează foarte mult. Ne amintim că pe vremea când tatăl dumneavoastră era ambasadorul golanilor, se striga moartea intelectualilor, da, pe străzile din București. Dar să știți că asta n-a dispărut, chiar dacă nu se mai scrie asta pe pereții, pe zidurile din București, ceva a rămas din asta. O să vă spun un alt cuvânt care este foarte urât în zilele noastre și nu doar în București, și la Washington, de pildă. Este cuvântul elită. Da, simt anti-elitismul. Sațietate de aroganța elitelor? Eu cred că elitele adevărate nu trebuie să fie arogante. Atunci când există aroganță din partea celor care dețin o formă de putere, statutul lor de elită e problematic. Da, depinde ce înțelegem prin elită. Să fie clar, orice cuvânt important are mai multe sensuri. Inclusiv elită. Depinde cum îl definim. Putem defini elita dintr-un punct de vedere strict sociologic. Da? Sunt cei care au mai multă putere într-o societate. Putere economică, politică, simbolică, ce-o fi. Dacă ne limităm la o asemenea definiție, putem înțelege critici adresate sau chiar o anumită ostilitate față de elite. Dacă dăm un sens etic noțiunii de elită, atunci asigur că lucrurile stau altfel. Dacă considerăm că prin elită îi desemnăm pe cei care simt o obligație față de comunitate. Pentru mine dimensiunea etică este importantă. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi. Ne-am întors în fața ta continuă, Tudor Paleologu, fondator al Casei Paleologu, invitatul zilei de astăzi. Domnule Paleologu, este politica o oglindă și oamenii politici sunt o oglindă a felului în care arată societatea? Da, categoric da. Într-o democrație, clasa politică este oglinda societății. Acum, sigur că această oglindă poate să mai deformeze puțin. De ce mai poate deforma? Pentru că sistemul electoral introduce anumite distorsiuni. De pildă, sistemul electoral pe care îl avem noi, cu proporțional cu liste închise, favorizează în interiorul partidelor promovarea celor mai lași. Lipsa de curaj devine un criteriu de promovare. Și atunci nu te mai miri că aceste partide funcționează ca mecanisme de antiselecție
și avem miniștri submediocri. Cei mai răsăriți sunt doar mediocri, da? Deja e ceva care îi singularizează. Și mediocritatea ca excepție printre niște submediocrități. Deci, da, e o oglindă a societății, dar e o oglindă care deformează puțin. Și când spun că este o oglindă a societății, mă gândesc de asemenea și la cei care nu votează. Cei care spun nu, această clasa politică nu mă reprezintă. De fapt îi reprezintă, pentru că reprezintă lipsa lor de implicare, de participare, reprezintă și lipsa de informare, lipsa de vigilență, lipsa de cultură politică. Uitați, un sondaj. Am un sondaj Avangard care ne arată o fotografie a momentului actual într-un an cu 4 runde de alegeri. Sondajul despre care vorbim a fost realizat la comanda PSD în perioada 8-22 ianuarie 2024, 1150 de persoane, date culese față în față și o eroare de plus minus 2,9%. În acest sondaj avem și cum își pun românii, avem răspunsul la întrebările legate de încredere, încrederea în politicieni. Pe primul loc este Marcel Ciolacu. 26% dintre cetățeni au încredere în Marcel Ciolacu, 66% nu au încredere. Și o să citesc în continuare, pentru că se văd datele, doar că îți spun că au încredere. Diana Șoșoacă, 23%. George Simion, 23%, Nicolae Ciucă, 20%, Klaus Iohannis, 16%, Dacian Cioloș, 15%, Ludovic Orban, 14% și Cătălin Drulă, 11%. Este o imagine în care sunt sondați parțial și unii dintre posibilii candidați la președinție, desigur. Domnul Ciolacu, domnul Ciucă, domnul Simion. Cum vi se par aceste cifre? Nu știu, nu prea-mi vine să comentez prea mult sondaje. În schimb, remarcăm că toți sunt sub 30%, adică chiar și cel mai răsărit din lista asta stă prost. În plus, e cel care a plătit sondajul. Deci ar putea să stea, de fapt, mai prost. Da? Deci e un nivel de încredere scăzut. Alte cifre care întregesc imaginea, întrebarea este cu cine ar vota românii la europarlamentar. Partide. PSD 31%, PNL 21%, AUR 19%, Alianța Dreapta Unită, adică USR, PMP 14% și Forța Dreptei 14% și SOS România, Partidul Doamnei Șoșoacă 8%. AUR și SOS România au împreună 27%. Da, bun, s-ar putea să nu se confirme la vot exact această cifră, dar bazinul votului extrem se situează în zona asta, 24-25%, cât a avut Vadim în 2000. Alegerile din 37 sunt prea îndepărtate. Dar și atunci, Garda de Fier împreună cu Partidul Național Creștin au avut în jur de 26%, 25%, 26%. Deci cam ăsta e potențialul. Deci spuneți că nu ar trebui să ne îngrijoreze? Evident că da, cu atât mai mult cu cât suflă un vânt de nebunie peste tot în lume, nu numai la noi. Și eu observ o recrudescență a legionarismului. Uitați-vă pe ziduri, pe garduri și e un fenomen nou față de anii, mă rog, 2000, începutul anilor 2000, când erau afișe, poze cu Codreanu, acum au apărut inscripții codate, cu un limbaj codat. Trebuie să știi despre ce e vorba ca să înțelegi că sunt semnale de extremă dreaptă sau spuneți cum vreți, extremiste în orice caz. Acum câteva zile am anunțat un curs la Casa Paleologu
pe care nu-l țin eu, ci un profesor de la Cluj, Cristian Manolachi, despre fascismul românesc interbelic. Și ne-am pomenit cu sute de mesaje extrem de agresive pe Facebook, unele amenințătoare, și legionare s-a dea. Trădătorule, trădătorilor, globaliștilor, iudeo-masoni, toată panoplia tematică a extremismului binecunoscut. Deci așa ceva reapare și e cumva, au prins curaj, că ăștia au existat tot timpul în societatea românească. Dar acum au prins curaj. Cred că trebuie să recitim piesa genială a lui Eugen Ionescu, Rinocerii. O parte dintre compatrioții noștri se rinocerizează. A început asta deja de câțiva ani și s-ar părea că această turmă de rinoceri ia amploare și are legătură cu retorica, da? Pentru că există o retorică populistă care folosește afecte extrem de violente și de negative. Vorbesc pe larg despre asta în carte. Retorica manipulatorie constă în utilizarea pasiunilor violente și negative împotriva rațiunii. Ura, invidia, resentimentul, furia. E o retorică a furiei, da? Și a denunțării. Da? Denunțăm trădători. Nu vedeți cât de mult se vorbește în mediile acestea, AUR și SOS, de trădători. Da? Este un leitmotiv. Trădătorii, trădătorii. Ori știm cu toții că nu avem decât gloanțe pentru trădători. Asta era refrenul imnului legionar. Retorica asta aurii nu este un fenomen nou. În România, în societatea românească, el exista și înainte de război, sau, mă rog, între cele două războaie, a existat și în anii 50. Și în vremea ceaușistă. Era politică de stat, urâți, urâți, că nu-i nimic mai sfânt, nu? Apoi, în perioada ceaușistă, în care jumătate de țară urmărea cealaltă jumătate de țară, în anii 90 am avut mineriade, am avut manifestații violente. Lucrul ăsta nu este nou în societatea românească. Mă rog, filonul e, sigur, vine din perioada interbelică. Uh-huh. La unii lideri aurii e evident, da, că de unde vin. Da, vin direct din anii 20-30. Ăia care știu ceva mai multă carte. După aia, sau care au pretenții în acest sens, că prea multă carte nu știu nici ei. După aia este naționalismul ceaușist, un moment foarte important, și vadimismul. Nu e întâmplător faptul că fiica lui Vadim Tudor a intrat în AUR. Da, nu e anodin de asemenea faptul că sunt oameni cu sensibilități legionare binecunoscute care susțin acest partid. Bun, dar dincolo de filonul ăsta, care și dumneavoastră ați remarcat că n-a ajuns în perioada lui de glorie peste 25%. Credeți că există... Ceea ce e enorm. Ceea ce a arătat potențialul filonului. Credeți că în momentul ăsta este și un val de frustrare, de revoltă mognită și o spirală a tăcerii care ar putea să adauge procente suplimentare AUR și SOS Șoșoacă, astfel încât la primele alegeri pe care le vom avea să avem o surpriză? Eu nu cred că vom avea o surpriză. Eu mă aștept la un rezultat al AUR foarte bun. Cred că AUR va fi pe locul 2. Contrar acestui sondaj. Cred că AUR va fi pe locul 2 și PNL pe locul 3, poate chiar 4. Mai este ceva în sondajul ăsta? Dar aveți mare dreptate. Este vorba și de nulitatea partidelor zise de dreapta, în special PNL, da, care este perceput ca o anexă a PSD-ului. Și atunci, sigur că asta creează o enormă frustrare, furie, adică nici nu prea are cine altcineva să cumva să preia din votul celor dezamăgiți de PNL. Sigur, urez mult succes acestei coaliții USR, PMP și ce-o mai fi acolo. Sper să prindă chiar. Ar fi extrem de important ca acest lucru să se întâmple. Sondajul pe care îl prezenta Claudiu mai devreme prezintă ceva destul de bizar. Dacă calculez procentele PSD-iștilor aflați la guvernare, da? Și cele ale extremiștilor,
ele se duc înspre 79%, spre 80%. Deci PSD, PNL este... 27 avea... 31 plus 21 plus 19 plus 8. Care? 19 cine? Aur. 31 PSD, 21 PNL, Aur 19, deci partidele aflate la guvernare, Aur și Șoșoacă, 8% înseamnă 79%. Asta îți arată că există încă 21%, 5% UDMR, nu? Adică un 16% care ar trebui să acopere electoratul care nu este nici cu cei aflați la guvernare, nu este nici cu cei care vin cu soluții extreme și care, cel puțin așa, de pe margine, totuși par mult mai mulți decât 16%. Ei nu sunt acoperiți de sondaje, nu există. Da, nu, dar nu-mi dau seama ce poate ieși din asta. Nu sunt profet, nu sunt mama omii, dar nu-mi dau seama. În schimb, tind să cred că Aur va fi pe locul 2, ceea ce va provoca probabil un cutremur în PNL. Partea proastă e că PNL-ul nu știu dacă e pregătit să mai suporte un cutremur. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi. Ne-am întors în fața ta continuă, Teodor Paleologu, fondator al casei Paleologu, invitatul zilei de astăzi. Avem scena politică așezată în acest moment, după cum discutam înainte de pauză, 4 runde de alegeri, sunt însă alegeri în întreaga lume și e un an crucial din punctul ăsta de vedere. Unele din cele mai importante sunt cele din Statele Unite, desigur, unde vedem că Donald Trump are reale șanse să revină la Casa Albă. Da, Doamne ferește, mai cu seamnă Trump Reloaded, pentru că Trump în varianta 2016-2020 a făcut unele pagube, a spart câteva porțelanuri, dar una peste alta democrația americană a rezistat bine și bilanțul lui economic a fost bun. Trebuie spus acest lucru. Pe alte planuri e mult mai discutabil. Acum, problema e că în acest moment el vrea să revină cu o mare sete de răzbunare pe care poate că o putem înțelege omenește. Dar această furie care îl mână și marea lui supărare împotriva anumitor figuri importante din Partidul Republican, da, ridică semne mari de întrebare, dar legat de ce ar face. Însă, eu cred în forța democrației americane de a rezista. Instituțiile sunt foarte puternice. Nu e același lucru, nu e adevărat același lucru în alte țări. Cred că în unele țări democrația va fi o victimă a acestui val populist. Ne uităm la Turcia, de pildă. Da? Turcia, dintr-o semidemocrație sau o țară în curs de democratizare, a devenit o tiranie, mă rog, parțial camuflată și care, mă, nu e totală. Rusia a devenit o tiranie totală. Da, Turcia e, mă rog, totuși într-o zonă mai discutabilă și nu e chiar totul pierdut în cazul Turciei și nu, chiar nu se compară totuși cu Rusia. Sunt alte țări unde s-ar putea ca democrația să nu reziste. Eu cred mai mult că dacă România n-ar fi în NATO și Uniunea Europeană, am avea deja o dictatură. O dictatură camuflată eventual, dar cred că am avea deja o dictatură de pe vremea lui Dragnea. Ar fi fost posibil acest lucru și mult și-ar fi dorit din elita politică, dacă, ca să cu ghilimelele de rigoare. Domnule Paleologu, v-ați fi imaginat vreodată să auziți în America un candidat la președinție spunând în prima zi de mandat voi fi dictator? Poate din a doua zi voi fi altfel. Dar cuvântul dictator într-o democrație precum cea americană, v-ați fi imaginat vreodată să auziți acest cuvânt? Întâi, noțiunea de dictatură
apare în cadrul unei republici, în Republica Romană, unde avea o definiție foarte strictă pentru o guvernare în stare de necesitate pe durată de maxim 6 luni. Bun, însă dând la o parte această referință istorică, asta e retorica trumpistă, mă rog, sigur că nu-l iei cu totul în serios, și asta e problema cu Trump, că nu-l iei cu totul în serios. Nimeni nu crede că va suspenda Constituția în prima zi de mandat, n-are cum. Dar e retorica asta agresivă cu care ne-a obișnuit deja și văd că e un fel de escaladă în privința lui Trump. Constituția americană și instituțiile americane au fost create tocmai pentru a evita posibilitatea unei tiranii, apariția unui tiran. Trump poate să spună ce vrea el, în definitiv. Poate să spună cele mai bizare lucruri, pentru că este democrație, este libertate. Însă, ce părere aveți despre cei care votează, despre americanii care votează un astfel de discurs? Da. În zilele noastre vedem și în alte țări o politică a furiei și apoi o retorică populistă care merge în acest sens. Oameni ca Trump sunt ca niște giruete care indică sensul vântului. Da? Și vântul bate în acest sens pentru că e multă furie, multă frustrare acumulată din varii motive, pentru că unele motive sunt de luat în seamă. Pauperizarea anumitor categorii sociale, sentimentul că nu sunt ascultați, lucruri de genul ăsta, care alimentează o furie care însă merge dincolo de motivele care au generat-o. Deci e de luat în serios, e de luat în considerare baza acestei furii, dar furia e amplificată și dă asemenea rezultate. Și e periculos, evident, adică, repet, în cazul Statelor Unite nu cred că va face zob Constituția sau democrația americană. Problema e alta și toți ne punem întrebarea asta. Dacă nu cumva Trump s-ar retrage poate din NATO sau s-ar implica mult mai puțin în ceea ce ne privește pe noi. Trump este ostil relațiilor strânse între Europa și Statele Unite. Am ajuns, domnule Paleologu, în acel moment al emisiunii în care urmează chestionarul în fața ta. Florin o să vă explice 10 întrebări cu răspunsuri scurte. Domnule Paleologu, întrebarea numărul 1. Ce le spuneți românilor care vor afară din UE? Păi, înseamnă că vor în orbita Rusiei. Înseamnă că vor un regim tiranic. Probabil chiar vor acest lucru. Nu prea avem să le spunem mult. Trebuie să împiedicăm să facă așa ceva. România scoasă din Uniunea Europeană și din NATO înseamnă România în orbita Rusiei, care este o dictatură bazată pe simbioza dintre KGB și lumea interlopă. Întrebarea numărul 2. Spuneți-mi 3 cărți esențiale pe care trebuie să le citească un tânăr de 18 ani. Dar eu nu cred că trebuie să citească ceva anume un tânăr de 18 ani. În primul rând trebuie să îi placă. Eu, întotdeauna când mă întreabă tinerii ce să citească, întâi vreau să văd ce le place și atunci în funcție de asta mă adaptez răspunsul. Deci ar trebui să știu cine e tânărul respectiv, nu un tânăr în general, și încă o dată, nu trebuie. Importantă e plăcerea, pentru că cititul este o imensă plăcere, este dintre cele mai mari plăceri. E la egalitate cu ce vă imaginați dumneavoastră mai plăcut, mai agreabil și mai euforizant. Așa că, apoi să citească ce am scris, uite, aveți deja 2, să citească de pildă Plutarh, e foarte bun pentru tineri, pentru că e foarte formator, propune exemple, modele de virtute.
să citească filozofie morală în special, orice, să citească manualul lui Epictet sau Marcus Aurelius sau Seneca sau un dialog de Platon sau aforismele lui Schopenhauer pentru înțelepciunea în viață, una dintre astea, da? Și ce ar mai putea să citească? Am un roman foarte bun, de pildă Frații Karamazov. Uh-huh. E foarte bun pentru adolescenți, Frații Karamazov. Eu l-am descoperit pe Dostoievski când aveam 14 ani și am fost absolut pasionat. Este o lume extraordinară și trebuie să vă spun că am o prietenă foarte dragă de 47 de ani care citește acum Frații Karamazov și o invidiez că descoperă târziu această capodoperă, că eu am citit-o deja de multe ori. Cumva o invidiez că o citește acum pentru prima dată. Nu e niciodată prea târziu. Oricând e bine să ne apucăm de citit asemenea cărți. Întrebarea numărul 3. Ce materie nouă ar trebui introdusă în programa școlară? Trebuie introdusă o materie veche, și anume retorica. Întrebarea numărul 4. Care este politicianul român cu cel mai bun discurs? Evident că nu vă referiți la mine, deci trebuie să fac abstracție de persoana mea. Mi-e greu să vă spun. Traian Băsescu e un bun vorbitor, dar nu în orice situație. E un bun vorbitor mai cu seamă pentru grupuri mari. Lui nu-i place să vorbească în medii restrânse, la recepții diplomatice, de pildă, dar pentru mase e foarte bun, pentru că are o mare capacitate de a simplifica și de a vorbi pe înțelesul tuturor. Eu am alte preferințe în materie de oratori români contemporani. Nu mai sunt politicieni, de pildă Pleșu. Pleșu este foarte bun. Și îl dau ca exemplu la cursurile mele. Uitați-vă la Pleșu cum folosește umorul. Da? Și cum umorul este un instrument pentru a transmite gânduri, de fapt, foarte profunde. Da? La el, umorul nu exclude profunzimea. Dar mai sunt oratori, mă rog, sunt politicieni care vorbesc, mă rog, acceptabil. Am auzit de câteva ori pe Năstase vorbind bine, pe Mihai Răzvan Ungureanu, dar ăștia deja nu mai sunt activi. Cei vechi. Cei vechi. Nu văd acum, să știți ceva, eu nu mai fac parte din Parlament și sunt foarte fericit că nu mai fac parte din Parlament, că m-aș îmbolnăvi de ficat. Întrebarea numărul 5. Cine sunt patrioții de operetă ai zilelor noastre? Oh, e plin! E plin, trebuie spus, cine nu sunt patrioți de operetă. Pentru că există un fel de competiție. Bun, sigur îi avem pe răcnitorii, da, Șoșoacă, Simion, ăștia, dar sunt și ăilalți, da, care Rareș Bogdan, de pildă. Trebuie să fie și la PSD niște patrioți sau patrihoți de serviciu. Deci niciodată țara asta nu va duce lipsă de asemenea personaj. E o vorbă a lui Goethe, care spune așa: Je schlechter Land, desto bessere Patrioten. Cu cât e o țară mai proastă, cu atâta sunt mai grozavi patrioții ei. Întrebarea numărul 6. Cu ce personaje din Caragiale seamănă Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu, Diana Șoșoacă? Să știți, cu nimeni. Cu niciunul. Cu niciunul. Pentru că e o iluzie să credem că politica de acum este ca precum cea descrisă de Caragiale. Ce descrie Caragiale în Scrisoarea pierdută este un paradis pierdut. Îi sunt mult superiori. Stați puțin, Zaharia Trahanache e mult mai înțelept și mult mai sfătos, mult mai simpatic decât Iohannis. Zoe nu se compară, e o doamnă, nu se compară cu cine știți dumneavoastră. Efectiv, ar fi grozav să ne ridicăm la nivelul lui Farfuridi sau Trahanache. Nu, am căzut mult mai jos. Și mai gândiți-vă la ceva. În Scrisoarea pierdută nu e vorba de șpagă, nu e vorba de plagiate, nu e vorba de bătăuși și de matracuce răcnitoare.
e o lume care se comit abuzuri, într-adevăr, mici matrapazlâcuri, dar nu se compară cu panorama de acum. Întrebarea numărul 7. Ce diferență este între Diana Șoșoacă și Corneliu Vadim Tudor? Seamănă, într-adevăr, nu pot să spun că nu seamănă. Cu Șoșoacă, slavă Doamnului, n-am interacționat niciodată și sper să mă păzească Dumnezeu de a o vedea vreodată. Cu Vadim m-am întâlnit de câteva ori, iar Vadim îți spunea în privat că nu crede nimic din ce a spus despre tine. Lui taică-miu i-a spus asta. Coane Alecule, cum să cred așa prostii? Era foarte cinic, nu credea nimic. S-ar putea ca ăștia de acum să creadă mai mult, ceea ce e periculos. Întrebarea numărul 8. Care este diferența dintre un superstițios și un credincios? Enormă. Plutarh, despre care am scris o carte pe care v-am oferit-o, are un text extraordinar exact pe tema asta, în care spune că adevărata pietate este o cale de mijloc între ateism și superstiție. Iar el spune că superstiția de fapt e mai rea decât ateismul, pentru că pervertește pietatea. Mult superstițioși, puțin credincioși? Da, superstiția este o, de fapt, un fel de cancer al pietății. Întrebarea numărul 9. Vă permiteți să fiți incorrect politic? Sigur că da. Dar nu să ne înțelegem, nu trebuie confundată rezistența la corectitudinea politică cu, mă rog, grobianismul sau atitudinile discriminatorii, rasiste, xenofobe, homofobe, ce-o mai fi. Însă sunt și unele apucături absurde, cum este în Franța scrierea inclusivă, care e, pur și simplu nu e limba franceză, e o aiureală. Acum am scriu o carte în franceză despre patologiile puterii și, credeți-mă, nu practic scrierea inclusivă. Întrebarea numărul 10. Ce i-ați spune tatălui dumneavoastră despre România de azi? În urmă cu câțiva ani am și scris niște scrisori către tata, în 2019, că se împlineau 100 de ani de la nașterea lui, și uneori făceam referințe la actualitatea politică și într-una din aceste scrisori spuneam că ce grozav ar fi să râdem împreună de asemenea gogomânii. Tata avea foarte mult umor, avea forța să râdă și când era în închisoare. Pentru el râsul era o cale a mântuirii. Și ar fi râs copios. Și să știți că societatea românească îi duce lipsa, nu numai eu îi duc lipsa tatălui meu. Societatea românească ar avea nevoie de un spirit tonic, elegant și totodată plin de voioșie. El avea ca motto formula lui Montaigne: Je ne fais rien sans gaieté. Nu fac nimic fără bună dispoziție. Mulțumesc mult! Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției. Ne-am întors în fața ta, continuă, e ultima parte a discuției de astăzi cu Teodor Paleologu, fondator al Casei Paleologu. Domnule Paleologu, va fi un an dificil din punct de vedere politic pentru România, dar nu doar pentru România. Cu toate astea, românii și România a găsit întotdeauna soluția să meargă mai departe, să evolueze, chiar dacă sunt multe locuri ale societății în care și de care nu suntem mulțumiți. Ce credeți dumneavoastră că a făcut această țară să funcționeze în ciuda tuturor minusurilor pe care le are? Da, noi suntem adesea prea negativiști în ceea ce ne privește. Autoflagelarea e un sport național. După aia, în cealaltă extremă, e cocoșismul ăsta. Noi, grozav, nu știu ce, trebuie, cred că, să găsim calea de mijloc și să ne dăm seama
că societatea românească merge înainte, că nu e mai rău, că poporul român are foarte multe resurse excelente, sunt atâția oameni deștepți, remarcabili, extraordinari, dinamici, muncitori. Asta duce România mai departe și cred că e bine să rămânem în această cale de mijloc între excesele atât de dăunătoare. Mulțumim foarte mult pentru dialogul de astăzi. Mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, numai bine. Ne revedem!